Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să facem o verificare la mecanică la un Can-Am Outlander. Am suspendat fața și o să verificăm jocurile. Jocurile la brațe, la rulmenți, capete de bară și tot ceea ce trebuie. Inclusiv apoi o să facem schimbarea lor dacă necesită acest lucru. Verifica jocurile. Acum se apucă cu o mână sus-jos și se mișcă. Wow! Uitați ce joc avem. Acum poate să fie ceva desprins sau poate să fie din rulment. Dar se vede că se mișcă cu tot, cu fuzetă, cu disc. Cel mai probabil este rulmentul praf. Așa și acum stânga-dreapta la fel mișcăm și ne uităm la capetele de bară. Da. Da, la fel avem joc și aici. Da, se vede. La fel facem și în partea cealaltă. Deci aici avem rulmentul cel puțin și capătul de bară. La fel și în partea cealaltă. Și aici avem joc, dar mai puțin. O, aici avem rău joc în capătul de bară. Da, deci ne apucăm să desfacem ca să le înlocuim. Începem să desfacem. Se vede clar jocul în rulment. Mai exista și posibilitatea să fie planetara slabă, dar nu este cazul, n-am mai fost umblat aici de mult. Ok, vom desface capătul de bară, etrierul și apoi pivoții. Scoatem siguranța. Apoi etrierul. Scoatem siguranța de la planetară. Desfacem piulița de la planetară. Pivoții. Desfacem și pivotul de jos. Îl depresăm ușor. Acum putem să scoatem piulița și la cel de sus. Praf. Ok, venim cu rulmenți noi și înlocuim.
Ok, am curățat puțin, am dat cu degripant, scoatem siguranța. Și acum cu ajutorul presei o să depresăm rulmentul. Rulmentul vechi și apoi curățăm bine interiorul, gresăm puțin și introducem rulmentul nou. Okay, mergem pe rulmenții de la All Balls, vin și cu un simmering. Rulmentul se așează prima oară să intre perfect. Înainte de a-l presa, să fim siguri că intră uniform. Se bate ușor. Așa, după ce l-am centrat, așa se presează cu ajutorul presei. Verificăm dacă am ajuns la nivelul siguranței. Mai trebuie puțin de tot. Gata, cum sigur am ajuns. E perfect. Ok. Punem siguranța. În regulă, intră pe canal. La fel procedăm și în partea cealaltă. Ok, acum începem montarea. Montarea se face invers față de desfacere.
Și o să-l presăm ușor. Dăm cu blocator pe șurub. Strângem piulița. La fel și la cel de sus. Și acum venim cu siguranța. Strângem piulița de la planetară. Ok, apoi o să punem siguranța. Haideți să vedeți și diferența acum. Deci, nici gram de joc. Ați văzut cum juca înainte. Ok, punem și etrierul. În capătul de pară, în fuzeta. Pigulița.
piesă, bineînțeles nouă. Montăm roata. La fel facem și pe partea cealaltă. Ok, cam așa se schimbă un rulment de roată de Can-Am. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați like și abonare la canalul nostru. Și dacă mai sunteți interesați de alte clipuri, nu uitați să ne lăsați în comentarii. Vă mulțumim!